De la începutul acestei săptămâni, militari își desfășoară activitatea în cadrul grupării mobile de jandarmi Tomis Constanța. Pot spune că într-un final mi-am îndeplinit visul. Sper să devin un bun jandar profesionist. Întrucât am avut această pasiune de mic, da, și anume să port o uniformă militară. Am ales această meserie pentru că este o meserie sigură, frumoasă. Subofițerii au început pregătirea teoretică pentru a-și reîmprospăta cunoștințele acumulate pe timpul școlarizării. Cei 6 subofițeri au urmat în această săptămână un program de pregătire, aici la tactică de jandarmi și tactică polițienească, urmând ca în această perioadă, în perioada următoare, să ia contact cu misiunea de menținere a ordinii publice pe litoralul Mării Negre. Gruparea mobilă Tomis Constanța are ca zonă de competență 4 județe, Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș, iar pe timpul sezonului estival cele mai multe efective sunt angrenate pe litoralul Mării Negre. Totul pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică turiștilor aflați în vacanță.